Bună seara, stimați telespectatori! Din nou împreună, marți. E ziua de marți astăzi. Așa cum v-am promis, suntem împreună și avem niște invitați pe care doi, de fapt îi știți pe toți. Este vorba de domnul colonel Adrian Constantin, domnul colonel Mitran Mihai și, sigur că da, domnul senator... Mulțumesc tare mult, domnul profesor! Domnul senator Mihai Marinescu. La mulți ani România! Cu care încercăm să facem o emisiune astăzi de Ziua Drapelului și poate mai discutăm și alte lucruri, nu numai acest lucru. Domnul colonel, astăzi este Ziua Drapelului. De ce a fost aleasă această 26 iunie, ziua respectivă? Domnule profesor, în 98, când am venit cu ideea asta, a trebuit, bineînțeles, să producem documentarea acestei legi. Adică am explicat, domnule, haideți să ne uităm și noi la americani, că oricum ne uităm la ei. Da. Da? Uite ce fac americanii cu drapelul, cum își aduc morții acasă, eroi și așa mai departe. Și de aici a plecat, asta a fost ideea. În momentul în care Muzeul Militar Național a finalizat această documentare, vestil vechi era 15 iunie, vestil nou 26 iunie. Ce anume era? Era prima ședință a Guvernului Provizoriu. În această primă ședință a Guvernului Provizoriu au fost stabilite culorile, pozițiile, toate detaliile legate de drapelul de stat al României. Și atunci a zis, domnule, asta trebuie să fie ziua. Când s-a stabilit în prima ședință a Guvernului. Dar problema pentru mine a fost de a alege între 15 și 26. Vă spun pe stil vechi, aia dreaptă. Da, pe stil vechi 15, pe stil nou 26. 15 iunie ar fi sunat mai rotund, mai... Nu? Așa și 26 ăsta, anost, nu m-a atras varianta asta, dar argumentul forte pentru mine, pentru a opta pentru 26, a fost faptul că dacă am fi mers pe varianta 15, ne-am fi suprapus cu moartea lui Eminescu. 15, da, iunie, da. Da. 1889. Da. Așa exact. Da. Corect. Asta a fost raționamentul. Și atunci mi-am asumat acest anonimat al datei de 26 pentru că n-am avut încotro. 1848, nu? Da. 1848. Da. După ce Bibescu Vodă și-a dat demisia, a abdicat, nu? Exact, cu toate detaliile momentului. De unde credeți că vine culorile din drapel? Domnul profesor, haideți să ne ducem puțin mai înainte, că discutam în pauză, la 1834. A fost o combinată între cele două țări. Exact. Și la timpul respectiv era Alexandru Ghica domnitor. Sigur că Alexandru Ghica ca domnitor a venit după un moment foarte important pentru cele două țări și a venit în momentul în care din 1828 până în 34 a fost protectorat. A fost protectorat și răspundeți dumneavoastră. A fost protectorat a Rusiei și generalul Pavel Kiselev a început modernizarea României. Știți mult mai bine ca noi că atunci au fost adoptate Constituțiile pentru Țara Românească și Moldova, înființate parlamente unicamerare, da? La timpul respectiv. Vorbiți dumneavoastră, poliția. Da, vorbiți. Da. Da. A început modernizarea României în așa perioada este. Respectivă. Este un moment foarte important. Noi nu aveam niciun palat regal. Era folosită mănăstirea Cotroceni. Da. Era și la timpul respectiv.
Deci... Problema este o combinație de drapele. Deci Alexandru ăsta, Ghica, a venit ca un continuator a ce a vrut generalul Pavel Kiselev, care a fost și ambasadorul Rusiei la Paris. Era un om foarte deschis. El și-a pus problema pentru prima oară a unirii celor două principate. El a abordat ideea asta. Da. Și ți-a făcut puțin. Așa. Și el a adoptat ideea asta și a și cumpărat casa în care în momentul de față este Palatul Regal, casa fraților Golescu la timpul respectiv, fiindcă își dorea ca domnitorul României să aibă un sediu administrativ corespunzător. Noi nu aveam până atunci. Era vorba de mănăstirea Cotroceni, care era folosită la timpul respectiv. Deci nici măcar nu aveam un sediu dormitorul Țării Românești. Înainte, sigur, au fost sediu Curtea Veche, Curtea Nouă, în sfârșit nu mai intrăm în istorie. Dar în 1834 s-a stabilit adoptarea unui drapel, adoptarea imnului României. Prin unirea celor două drapele. Da, prin unirea, exact, prin unirea celor două. Galben era comun. Exact. Galben și cu albastru, galben cu... Ulterior, la 1848, exact cum spunea domnul colonel, a fost din nou pus pe tapet tricolorul României. Și ulterior, sigur că am îmbrăcat diferite forme, funcție de epoca prin care am trecut. Pe timpul regalității avea o anumită, tot culorile astea, dar era prezent și simbolul regalității. Galben, da. Pe timpul comunist era prezentă și stema României și așa mai departe, și acum, da, după 89 s-a renunțat. Mie mi s-a părut foarte... Sunt nedumerit și acum, da, după ați ani, da, faptul că în iureșul schimbării denumirilor străzilor și așa mai departe în București a căzut victimă și Ana Ipătescu. Deci Ana Ipătescu era de la Romană, da? Ăștia au schimbat în nebunia iureșul momentului, da? Dar, domnule profesor, Ana Ipătescu a eliberat după două zile de la prima, pe 17, guvernul ăsta provizoriu a fost arestat. Ana Ipătescu a eliberat, da. Bun, că era o femeie aflată la a doua căsătorie, că asta era îndrăzostită de Golescu, care era membru al guvernului, da. Nu contează, contează gestul ei. Și dacă vreți, și tabloul lui Rosenthal cu România, este, da, exact, că de fapt la Ana Ipătescu se referă. Da. Nu mai avem o stradă Ana Ipătescu. Ce au avut cu Ana Ipătescu, credeți-vă că l-am înțeles. Bulevardul, da, acum las călcatargii. Da, se, da. Da, este, dacă au, tot... Ce au avut cu Bulevardul 1 Mai, care l-au mutat în altă parte și au pus altă denumire și acum mai sunt oameni cu buletinele pe care scrie 1 Mai și nu mai știu în care parte să ducă. Las de acord, că 1 mai, mai e, sună într-un fel, dar Ana Ipătescu, chiar că total fără explicații. Nu s-au sesizat, vedeți, nimeni n-a făcut discuția asta. S-a vrut să vă spun că inițial legea aceasta a fost gândită în mijlocul pieții Constituției acolo. Ar fi trebuit să fie un catar de 17 metri. Cu tricolor nu este. Trebuia dimineața și seara să iasă garda din colțul de către izvor al Casei Poporului, al Parlamentului. Trebuia să fie avut și noi un ceremonial așa cum are Buckingham sau mai știu unde. Nu s-a avut nimic din toate poveștile astea. Din contră, piața e ocupată cu orice. Exact. Bere, mici și tot ce vrem. Mai mult decât atât, sunt curios să vedem mâine pe media în câte localități a fost sărbată această zi, fiind lege. Deci am ajuns să obligăm prin lege, nu? Un asemenea gest, domnule profesor. Ar fi trebuit să fie... Nu.
de la sine. Un asemenea gest, prin lege, obligație și tot numără, veți vedea că în foarte puține localități nu vor vedea este marcat momentul. Marca momentul ăsta. Da, în Piața Tricolorului, acolo în fața Cercului Militar Național, da. Pentru că acolo am și, tot atunci a primit și denumirea de Piața Tricolorului. S-a dat o hotărâre a Consiliului da. Local Municipiului da, București. Da, 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 cu un comitent cu treaba asta. Da. Știți? Interesant. Adică, discuția, dar ceea ce vreau să vă spun și să subliniez la trei ore este că aceste culori sunt combinații dintre cele două state, sigur. Pentru că, cele două principate. Da, pentru da. Că drapelul, de exemplu, din Transilvania, sau cum îi zicem noi Ardeal, din Transilvania, al lui Iancu de Hunedoara, Avram Iancu nu avea nicio legătură cu culorile astea, aveau cu totul și cu totul alte culori. Și celelalte steagurile regimentelor care au luptat în 1849 nu aveau legătură cu asta. Dar sub tricolorul ăsta s-a unit întregul popor. Așa este. De fapt, Transilvania, de fapt România, nu? Până la primul război mondial a fost seama Moldova, țara da. Românească. Da. Și după aceea, sigur, că a început. Române și Ardealul. Că, acum, nu că să de la una la alta, dar în anul trecut am Ordinul Militar de România a marcat această zi. Ați participat în Satu Mare. Aici acum aici astăzi, nu. Da, aici nu pentru că nu la București. Pentru că nu ne-a invitat nimeni. E incredibil. Dar la Satu Mare, o să evoc momentul. Prefectura, primăria de acolo, nu, prefectura era în joc, a propus să-i facem comandori patru ofițeri generali în retragere. Oameni cu funcții foarte importante da. La momentul de atunci. Mm-hmm. Decorații de Cehoslovacia, de... în fine. Și acești bătrânei au spus, nu prea stăm bine cu uniforma, nu? Prefectura de acolo stăm bine cu uniforma. A făcut acestor generali uniforme. În momentul apoteotic, așa să zic, acest boiar a fost când unul dintre ei, care nu are mâna dreaptă de la sărac. De aici, a pus ciotul acela în uniformă pe scriptura ordinului și a făcut mărturisirea de credință cu nația română la 91 de ani. Și mă întreba din media, tineretul din media, dar ce legătură are chestia asta cu drapelul, cu ziua de azi, cu domnule, poate nicăieri drapelul nu este mai important decât pe câmpul de luptă pentru soldat, pentru omul, românul care se duce dispus să moară acolo. Drapelul pe câmpul de luptă reprezintă totul. Soția, copiii, vecinii, mama, tata, locul tot de ce vreți. Totul este prins simbolistic în acest drapel. De asta am văzut și noi la toate țările, nu numai la români. Cade portdrapelul, moare ăla, imediat e preluat drapelul de altul. Pentru drapelul se moare pe câmpul de luptă. Da, este simbolul de unitate de, da. Și armate. Asta care e țara. E țara, da. În orice caz, eu n-am văzut la televiziuni să fi făcut, poate că sau n-am văzut eu, să fi făcut o evocare din aceasta a drapelului de ziua drapelului. Toate că mă rog, altă dată vedeam la alte... Da, anul trecut s-a făcut deja. Anul trecut mi-aduc aminte că s-a evocat transmis. Momentul. S-au transmis da, imagini. Au făcut da, acum văd că nu s-a... Făcut un hectar de drapel, cel mai mare drapel. Da. L-au dus pe cel mai înalt munte. Da. Până la urmă, drapelul ăla care a fost ridicat, ăla rămâne acolo? Sau îl iau ăștia? Teoretic rămâne acolo, dar... Da. Da. E o întreagă poveste cu treaba asta. Noi facem această evocare ca până la urmă să înțeleagă și conducerea sau mai ex conducerea primăriei. Eu mi-am permis
o chestie în glumă, dar eu zic serioasă. Am postat pentru grupul meu de pe Facebook întrebare astăzi. Da. De ce s-a optat pentru 26 iunie? Da. Oferă 100 de euro pentru resurs corect. Nimeni. Mi-a plăcut foarte mult preocuparea oamenilor. Da. Oameni care după o oră, domne, m-am uitat în Wikipedia, m-am uitat nu știu unde, care au venit, au ajuns la fel și fel de momente și cele evocate de domnul senator. Adică oamenii sunt preocupați. Chiar sunt preocupați. Și ce înseamnă? Și mai este o chestiune care... Este o chestiune care este legată de diferența asta de zile. 9 aprilie și 26 martie. Este unirea cu Basarabia. De fapt, după trebuie să luăm un criteriu unic. Noi, Basarabia s-a unit cu noi pe 9 aprilie, nu pe 26. Și atunci, așa cum este și ziua draperului, că urmare ar trebui să ne ducem pe, și aici pe 26, cum ați spus dumneavoastră. Da, eu pe 27 am fost la Chișinău, apropo de unirea, alipirea Basarabiei, și au mers tot pe stil vechi. Pe stil nou, pe 26. Nu, martie. E 9 aprilie. A, la ei exact invers, da. Sigur. Aveți de toate, a trebuit hotărât. Dom'le, ori ne raportăm la ce stil ne raportăm. Ori așa. Da. E de discutat dacă putem să mergem. Și nu mai înțelege generațiile tinere. Nu mai înțelege nimeni, da. Dom'le, care-i data, păi să vedem. Păi uite, dovada că... Cu Gregorianu, cu nu știu, cu calendarul... Iulian, Gregorian... Nu, acum suntem pe Gregorian, da. Dovada este întrebarea care a spus-o. Acum, sincer, pe noi ne-a avantajat situația asta. Pentru că dacă n-ar fi fost stil nou, stil vechi, să putem alege, am fi fost obligați sau am fi stabilit o altă zi pentru legea asta, pentru tricolor, în funcție de alte criterii. Știți? Ar fi trebuit găsit altceva. Că sub nicio formă nu te poți suprapune pe acum, sincer vorbind, eu cred că am evocat cât am putut evoca și cât a trebuit să evocăm drapelul, da. Eu aș mai spune un lucru. Evocarea făcută de noi poate devine un imbol și pentru Primăria Capitalei vis-a-vis de credeți a vedea ce se întâmplă cu Ana Ipătescu. Îi mai găsim locul undeva sau nu îi mai găsim locul? Păi ar fi trebuit să fie tot aceea stradă, pentru că, cel puțin eu, când mă refer la acea stradă, îi spun Ana Ipătescu. Dar nu deranja pe nimeni. De la Romană până la Guvern, până la Piața Victoriei. Bun, tot respectul și pentru Lascăr Catargi, dar sunt destule străzi în București. Primul asasinat e Barbu Catargiu, nu Lascăr Catargiu. Primul asasinat, dacă e să o luăm. Bine, a pus și statuie. Da, ca prim-ministru. La jumătatea bulevardului scurt care l-a... Da. Exact. Adică ar fi fost culmea, singura țară în care revoluția asta, revoluționarea Europei sub aspect administrativ, modernizarea, să fie victorioasă, se instalează guvern provizoriu și după 3 zile ăștia îl arestează. A contat enorm intervenția acestei Ana Ipătescu. Și era un simbol. Deja devenise un simbol. Că da. Sigur că o să intrăm la... Când... Da, vă rog. Mă gândeam la Napoleon al III-lea, apropo de ce se... A fost momentul premergător modernizării. Da, vedeți, domnul profesor, că aproape nimeni nu vorbește de Napoleon al III-lea. Toți vorbesc de Napoleon I. Știți ce se întâmplă? E normal să nu o să vorbească despre el, pentru că după ce a pierdut războiul cu nemții la 1870, s-a dat o lege ca el și membrii familiei lui în viitor să dispară pur și simplu din istoria Franței. Pentru că au pierdut războiul cu nemții atunci, în 1870, iar în 71, la 18 ianuarie, s-a declarat Imperiul German la Versailles, în sala tronului. Deci, ca urmare, a fost cea mai mare umilință care a pățit-o francezii, Franța, în legătură cu Germania. Și atunci, de-aia nu prea să mai vorbește despre Napoleon al III-lea, decât în cărțile noastre de istorie.
pentru momentul de atunci a fost foarte de înțeles. Da, pentru Franța, la fel. Da. Dar în momentul astăzi, în mileniul 3, când discutăm despre modernizarea statală a Europei, nu avem voie să ne împiedicăm de aspectele astea, nu? Care sunt minore. Păi, față de istoria exact, de fapt, universală. Și... el a stat și la baza monarhiei noastre, Napoleon al III-lea. El a mers pe ideea de Hohenzollern și nu de Filip al II-lea al Belgiei. A zis că se rezolvă niște probleme. Dar oricum el este legat, am spus, de toată această istorie din acel moment și sigur că e bine să-l evocăm. Eu aș trece mai departe la un alt subiect. S-a discutat foarte mult despre ordonanța de urgență, de modificarea codurilor. Și aș începe cu dumneavoastră, domnul Cornel. S-a spus că nu e, n-ar fi bine că ne întoarcem la ordonanța 13 declarată constituțională. Da, ordonanța 13 a fost declarată constituțională de către curte. Și atunci să se mobilizeze Parlamentul în așa fel încât cele două camere să înceapă dezbaterea lui. Joi vor începe dezbaterile și... Eu vă spun altceva, sunteți mai specialist, da. Decât mai, adică sunteți specialist sigur. În domeniul ăsta. Da, eu sunt specialist în domeniul meu. Da. Dacă s-a început dezbaterea parlamentară, din câte mi-aduc eu aminte, nu se mai poate recurge la ordonanță de urgență. Nu. Știți ce se întâmplă? Acea decizie din 2009 privitoare la legea învățământului, prin care Joana a făcut o sesizare la curte împotriva lui primului ministru de atunci, care și-a angajat răspunderea, a fost admisă de curte lui Joana, în sensul că să procedeze în continuare la dezbaterea în Parlament. Însă aici n-a început dezbaterea în Parlament și era vorba de angajarea răspunderii. E o diferență care poate, această decizie poate să aplice într-o asemenea situație. Dar e altceva. Însă acum, oricum, Parlamentul a luat decizia să înceapă de joi discuțiile în penal. De ce? La codul penal. De ce v-am întrebat? Pentru că sunteți legat, totuși, prin profesia care ați avut-o și... Da. E foarte bine că s-a întâmplat chestia asta, pentru că deja s-a eliminat un subiect de discuție publică. Observăm de o perioadă încoace, o perioadă relativ lungă, zic eu, că se parazitează mesajele importante publice cu tot felul de, aș zice în ghilimele, găselnițe, care n-au un suport real. Da. Și până la urmă nu interesează populația. Sigur, da. Deci, hai să spunem populației lucrurile care sunt interesante pentru ea și de unde învață ceva. Acum, eu nu zic că nu-i bine să populația să învețe, că a început să învețe de o perioadă încoace și drept constituțional, și drept penal, și cum se organizează CSM-ul, și cum se organizează DNA-ul. Populația, dar nu... Dar sunt lucruri care nu interesează. Astea sunt lucruri care se discută, se aruncă în spațiu public, nu interesează populația, interesează un grup restrâns de politicieni care... într-un fel sau altul se bat între ei, în ghilimele, așa este democrația, de-aia există opoziție, de-aia există și putere, că dacă ar fi una singură, n-am mai avea asemenea discuții și n-ar fi bine că am trecut pentru o asemenea perioadă, dar toate chestiile astea trebuie să aibă o limită, adică o limită de bun simț. Nu pentru orice apărăm în spațiu public și începem să ieșim, să zbierăm în stradă, să incităm populația să zbiere în stradă. Păi, am trecut împreună pe lângă Piața Victoria, acum se adunau deja. Da. Eu vă spun altceva, dacă mergem în piață și întrebăm 10 inși din 10, habar cred de ce că stau unul poate om găsi să înțeleagă de ce s-a adunat acolo și ce vrea. Sau pentru ce vrea să cadă guvernul, pentru ce vrea să se întâmple, ce vrea să se întâmple, că, sau motivul pentru care a venit acolo. Nu o să-l cunosc. Da. Asta noi suntem convins, specialiștii, eu și domnul colonel, știm despre ce e vorba. Dar acum să știți că de mai mult timp, toată lumea se pricepe la toate. La dreptul constituțional se pricep toată lumea. Ca la fotbal. Da. La munca de informații și la armată, iar se pricepe toată lumea. Toată lumea e specialistă. Noi am ajuns să fim, zic eu, domnul colonel și domnul profesor, să fim chiori între orbi. Adică, ăia care nu știu nimic, noi mai luminăm cu ce știm noi. Mă rog, domnul colonel.
Vedeți, eu mă bucur foarte, foarte mult că și de data asta Dumnezeu a dat românului respectiv mintea de pe urmă. Ar fi fost extrem, extrem de forțată o urgență de urgență, da. Acum. Da. Extrem. Era înainte de vacanță. Nu numai asta. Da. Situația este asta care este. Situația este asta care este. Da. Și eu atât spun. Dar vedeți noastră la ce paradoxuri a dus lipsa de abilitate politică. Cu o chestie legală, cu o chestie, nu mai poți să o implementezi fără aversiune, fără rezistență. La asta s-a ajuns din cauza lipsei de abilitate politică. Discutam semadinaur despre legea aceasta. Păi vreau să amintesc telespectatorilor că în 1998 era PDSR-ul la putere. Deci PDSR-ul a inițiat această... Nu era la putere, era coaliția, era la putere. Da, PSD-ul este cel care a inițiat. Exact, mulțumesc frumos. Da. Exact. Deci au făcut și lucruri bune oamenii ăștia. Da. Însă PDSR-ul, am sensația că nu prea mai are nicio tangență cu PSD-ul de astăzi. De atunci. Vedeți? Luăm o scurtă pauză. Din nou, bună seara, stimați telespectatori. Continuăm emisiunea. Domnul Marinescu. Da. Noi începusem discuția pe care n-am terminat-o, de ce să nu spunem, și anume aprobarea codurilor, celor două coduri penale, procedura și codul penal, prin ordonanță. Ce părere aveți? Păi, uitați, astăzi am văzut că Înalta Curte de Casație și Justiție a condamnat-o pe... O să ajungem și acolo. Doamna Bica, la 4 ani de închisoare cu executare. Da, și-a achitat-o. Da, și achitat într-un dosar, dar în altul a condamnat-o. Exact, da. Și dânsa e autoarea acestor coduri, codul penal și codul de procedură penală. Faine tare. Da. Codul ăsta. Da, și împreună cu doamna Udrea, împreună cu domnul Ponta. Ce să zic, că, vedeți dumneavoastră, dacă ar avea vreo eficiență, aplicarea acestor coduri, dacă ar fi bune, am vedea că corupția ar scădea, nu? Am vedea că la bugetul statului vin mai mulți bani și am vedea că, în urma acestui cod penal și aplicării lui, ar predomina, cum să zic eu... Ar avea eficiență. Ar avea eficiență, da. Da, deci, cum să zic eu, prevenirea faptelor de corupție ar fi eficientă, dar nu există această prevenire. Știi ce se întâmplă? Domnul Marinescu, eu mi-aș permite să adaug ceva la ce spuneți dumneavoastră. Nu numai corupția e o problemă în România. Pentru că din aproape 2 milioane de dosare la parchetul general, cam sub 1% e corupția. Ca urmare, sunt multe alte infracțiuni care sunt importante în codul penal. Da. Așa ceva, și nu știu, cineva spunea aici în pauză că am dezincriminat unele fapte care ar fi trebuit să fie, în continuare. Da, da. Subminarea economiei naționale. Subminarea economiei naționale. A spus-o Bica, doamna Bica a spus-o. Și nu numai asta. Da. Mai sunt și altele. S-au adăugat altele, cum e trădarea și în alta trădare, care nici nu existau cândva. Dar sunt definite în așa fel că nu se înțeleagă nimic. Da. După părerea mea, nu sunt inteligibile până la urmă cele infracțiuni acelea din 397, 398 și așa mai departe. Ca urmare, eu zic că sunt, cum spunea și dumneavoastră, sunt necesare niște domnul profesor, e sigur, ajuste. Dar nu se vrea, vedeți dumneavoastră, și am mai spus-o de atâtea ori și pe la toate televiziunile o spun până mă interzic. Că anumite televiziuni sunt deranjate dacă le vorbești de corupție și le vorbești de măsurile care ar trebui luate împotriva corupțiilor.
Domnule, ar fi simplu dacă ar exista voință politică, dar nu există, să luăm, știu, legislația în domeniu din Statele Unite ale Americii și răspunderea magistraților și mai spus tot ce se întâmplă și atunci s-ar rezolva. Am mai spus aici. Codurile penale de astăzi, oricum le-ar coafa ei și codul de procedură penală, nu se va rezolva nimic din punct de vedere al luptei anticorupție. Nu, pentru că acolo e un sistem, un anumit sistem pe care noi nu vrem să-l luăm. Nu vrem să-l aplicăm așa. Și știți ce mă sperie? Faptul că nici domnul Iohannis nu e acum, să zic eu, taurul de coarne să spună, domnule, haideți să stopăm în sfârșit corupția asta fără margini. De spune Curtea de Conturi că se fură niște sume imense, incomensurabile în fiecare an, să nu se face nimic, să promoveze un referendum. Și eu vă întreb, nu poate să promoveze, domn profesor, că dumneavoastră știți cum, problema națională. Să promoveze un referendum cu privire la corupție și să pună o întrebare. Este o problemă deci națională. Deci poate să promoveze. Așa spune articolul 90 din Constituție, care spune că, iertați-mă repetarea, care spune că președintele în probleme naționale poate să convoace poporul la referendum. Asta e o problemă națională. Întrebare, domnule, sunteți de acord voi românii ca sancțiunile pentru corupție să fie similară cu sancțiunile pentru crimă? Am mai spus-o de 2000 de ori. Poate aude și președintele României, are atâți consilieri să-i spune. Și eu vă spun că ar câștiga la pas al doilea mandat, că tot și-a anunțat domnia sa într-un stil specific la o școală din Sibiu că vrea să candideze. Dar uite, să facă ceva și pentru români. Dacă ar promova, vă spun că 99,99% din români ar fi de acord ca sancțiunile pentru corupție să fie identice cu sancțiunile pentru crimă. Și atunci ar câștiga și un mandat, s-a rezolvat și problema asta. Un referendum și pe urmă... Pe mine mă interesează că nu prea lansează ordine, domnul președinte. Îmi pare rău că eu spun, mai ales că a scăpat, între ghilimele, de un consilier cu probleme juridice, poate că mai spunea. Astăzi era pe bicicletă fără cască și mergea pe unde vrea el. Astăzi. Da. Fără cască pe bicicletă. Deci, vedeți, și mergea pe unde vrea. Mi-aduc aminte și... Nu se poate așa ceva. Păi el ce exemplu, da? Da. Mi-aduc aminte, asta este o campanie electorală pe care o face el. Păi, Ceaușescu, știți ce făcea? Știți foarte bine, dumneavoastră, știu și o parte din telespectatori. Da. Păi și domnii știu foarte bine. El tăia în fiecare săptămână cât o panglică că inaugura întreprinderi noi. Și nu era rău. Deci asta făcea. La noi construia întreprinderi. Domnul Klaus Iohannis se plimbă cu bicicleta. Ce să inaugureze? Piste de biciclist. Și fără cască. Și fără cască. Legea spune. Legea îl obligă. Corect. Corect. Să pună cască. Deci vorbim de o contravenție, nu? Până la urmă. Păi sunt două. Sau de două, da. Sunt două, că mergea pe oriunde. Da, nici măcar nu mergea pe pistele de... Bine, acum se inaugurează scări de incendiu. Comparativ cu urcatul la volan după ce buse toată seara a lui Băsescu... Același lucru e. Da, da. Adică, nu e contravenție. E contravenționoaie. Tot în afara legii. Da, tot în afara legii. Domnul profesor, permiteți-mi să vă întreb și eu ceva. Ați spus adineauri că textele acestor coduri sunt foarte ambigui făcute și... Nu, nu am zis asta. Altfel ați formulat. Nu, am zis că ar trebui să fie revizuite vis-a-vis de numărul de infracțiuni și de felul infracțiunilor. Nu, nu că sunt ambigui. Eu am spus că să mi se dea că nu exemplu. Sunt clare, asta ați spus. Nu sunt clare, nu sunt complete. Așa vorbeam de trădare, vorbeam de subminarea economiei naționale și așa mai departe. Dar aici problema este că în codul de procedură penală, care acum este terminat, să mi se dea un exemplu, un exemplu de articol care nu este corespunzător. Unul singur. Și aștept treaba asta de la o vreme. De o vreme aștept un asemenea exemplu. Vorbeam însă de codul penal. Codul penal, după părerea mea și a treia oară, spun în dialogul care l-am avut cu domnul Marinescu, este că nu-i complet. Adică s-au scos unele infracțiuni care trebuia să rămână acolo, apropo de ce spunea domnul Mitran. Subminare care era imprescriptibilă. De aceea s-a special a făcut-o. Ok, eu asta vreau să vă întreb. Asta, aceste lipsuri, faptul că nu sunt complete, da. Cum sugerați că vedeți lucrurile? E o intenție? Sunt ăștia fraierii? 100% fraier. Nu știu meserie. Nu sunt fraier. Nu sunt fraier, dar cum să vă spun, majoritatea așa care nu se pricepe,
A spus nu asta. Aia nu o punem. Știa aia de ce. Majoritatea celor care au votat. Exact. Știa acea majoritate de ce. Eu nu știu ce a avut în cap acea majoritate. Dar cred că submirarea economiei naționale, în exemplul ăsta numai, sunt și altele. Injurile, calomnia, astea au devenit caduce. Nu mai sunt în codul penal. Multe infracțiuni, dar eu numeram mai trei. Astea le-a eliminat majoritatea. Iar codul penal s-a lăudat și Bica și fostul prim-ministru că a făcut un cod penal extraordinar. Fantastic. Câte articole trebuie modificate? Câte articole au fost declarate neconstituționale de curte și care trebuie modificate? Cam, că e obligatoriu. Cam 100, aproape 100. Ca urmare, acum se va discuta de joi încolo, prin lege se vor face modificările astea, se va discuta la Comisia Comună toate aceste modificări. Și inclusiv vestitul abuz în serviciu. Dar oricum, nu contează că e abuz în serviciu sau altceva. Problema este că și la conflictul de interese s-a intervenit acolo în sensul favorabil. Nu știu, eu nu consider că este defavorabil. Dar trebuie să pună de acord aceste texte cu decizia Curții Constituționale. Obligatoriu. N-ai ce să-i faci. Că a spus-o prost, că a spus-o bine, treaba curții. Ea va răspunde despre modul în care, în fața istoriei, despre modul în care a judecat cauza respectivă. Dar vă spun că este destul de gravă situația vis-a-vis de abuz în serviciu și de alte infracțiuni. Cel mai rău este că din cele două capitole, și asta le spun telespectatorii, din codul penal, și anume infracțiunile de corupție și infracțiunile de serviciu, numai vreo 3 sunt constituționale din vreo 20. Sunt 2 sesizări la Curtea Constituțională vis-a-vis de luarea de mită și darea de mită, în care se spune că nu așa cum este definit e normal să fie, ci dacă se încalcă legea, nu că dacă se încalcă niște atribuții ale nu știu cui, de nu știu unde. Nu se poate, ca și la abuzul în serviciu. E un amărât, iertați-mi că spun între ghilimele, care face atribuțiile de serviciu. E, încălcarea celor atribuții e infracțiune. Nu se poate așa. Trebuie să prevadă legea chestia asta. Și ultima chestiune care vreau să vă spun și să spun și telespectatorilor, este că abuzul în serviciu este și infracțiune de corupție, numai de serviciu. E prevăzut în legea DNA-ului. Păi cum e posibil așa ceva? Abuzul în serviciu e de serviciu, nu e de corupție. Nu e dare de mită, luare de mită, trafic de influență, nu sunt astea. Nu face parte din treaba asta. Și atunci el scapă de la lege. Fiind înscris în legea respectivă, el scapă controlului. Și atunci, sigur că în fața instanței, dacă nu se aplică codul penal, pentru că la codul penal au intervenit modificările, se aplică legea DNA-ului. Și acolo este considerat abuzul serviciu în fapt de conexă corupției. Deci e un amalgam așa, o aiureală totală în care nu mai știi care cu cine. Domnul profesor, eu, părerea mea, dacă îmi permiteți, că indiferent cum se va modifica codul penal în momentul de față și codul de procedură penală, cum evoluează lucrurile, că am înțeles că a fost atacat la Curtea Constituțională, lupta anticorupție nu se va opri. Lupta deci nu are cum să oprească. Corupția nu se va opri, dar nici nu va avea efecte. De efecte majore. Vedeți, dumneavoastră, spuneam că anul trecut s-au cheltuit în jur de 2 miliarde de euro, sunt statistici, pentru lupta anticorupție, s-a încasat 5 milioane de euro. Nimic. În continuare se va întâmpla la fel. Nimic. Termine, în toată istoria, dacă e să ne uităm în urmă și ne uităm și la țările civilizate, când s-a ajuns la o situație din această limită, s-a venit cu niște măsuri extreme pentru a stopa corupția, pentru a stopa jeaful național, că aici vorbim de jaf național, dar nu se face absolut nimic, absolut nimic. Și văd că cei care sunt la putere și în guvern și în parlament fac tot ce e posibil ca să fie legislația atât de slabă încât să nu aibă nicio eficiență vis-a-vis de jaful ăsta național în care trăim în momentul de față. Vedeți, dumneavoastră, au promovat o ordonanță de urgență acum cu privire la achizițiile publice. Nicio sancțiune, nimic.
Deci au ridicat pragul ăla, că era un prag de achiziții publice până în 150.000 de euro să se facă achiziții publice prin negociere directă și restul până licitație, l-au ridicat și pe ăla. S-a terminat. Nu mai zic că e vorba de autostradă, de autostrăzi, era un prag de 4 milioane de euro, l-au ridicat și pe ăla. Deci acum pot face prin negociere și se aplică codul penal, nu e problemă, nu trebuie să fie prevăzute acolo neapărat într-o lege. Bun, dar n-ai ce să-i faci cu codul penal. Și mai ceva, au aprobat și legea privind parteneriatul public-privat. Domnule, am văzut că în 28 de ani toate afacerile care au fost făcute cu statul au fost în defavoarea statului. Absolut toate. Nu există niciuna. Ei, și acum au legalizat lucrul ăsta. Zice, domnule, parteneria public-privat. Adică ce înseamnă? Vine statul cu terenul, vine cu banii și managementul le-a un privat. Care domnule, face cum trebuie. Care face cum trebuie. Adică fură până la locomandă. Vestarom. Vestarom, exact cum spuneți dumneavoastră. Au vândut singurele două avioane care puteau trece oceanul. Au vândut și pe alea cu 5 milioane s-au deschis liniile. Da. Către Canada și către Statele Unite. Și atunci să meargă ea de acolo. Bineînțeles. Și să încaseze ea banii. Așa. Și au mai făcut ceva. Au promovat acum un proiect de lege privind compania asta de investiții. O altă șmecherie. Compania de investiții va avea un patrimoniu de 10 miliarde de euro. Bucăți din cele mai eficiente întreprinderi. Dacă ultimele 32. Fondul suveran. Așa, fondul suveran sau ultimele 32. Că există companie de investiții. Da, fondul suveran. Fondul suveran. Vă dați seama, și intră pe mâna unor privați. Deci alt ton cum a fost fondul proprietatea. Că la fondul proprietatea, chiar străin. La fondul proprietatea, la fel s-a întâmplat. Parte din cele mai rentabile întreprinderi energetice au fost incluse în fondul ăsta proprietatea și banii respectiv, câteva miliarde de euro, s-au dus pe retrocedori abuzive. Deci, domnule, totul este planificat să fure absolut tot, și cu codul penal, și cu astea. Deci, în România, asta e ținta, să fură cu legea. Și mi-aduc aminte și închei cu chestia asta, mi-aduc aminte când domnul Tăriceanu împreună cu când era prim-ministru împreună cu Mihai Răzvan Ungureanu și cu Monica Macovei au promovat o ordonanță de urgență prin care au dat patrimoniul Fundației Goșlu de 1 miliard și ceva de euro unui ONG din Ungaria. Nimeni n-a spus nimic, adum. O spunem noi aici. Da, și vreau să vă spun că am discutat, că la timpul respectiv eram în Parlament senator, am luat eu atitudine, domnul Vadim Păunescu, domnul Văcăroiu, dar ordonanța și-a produs efectele. Păi și acum e în vigoare. Și la revedere. Da. A căzut în Parlament și s-a pus problema, am discutat cu domnul Făcăroiul atunci la timpul respectiv. Zice, domnule, să faci că statul acțiune în instanță la Curtea Europeană de Justiție. Niște complicații. Ce să mai faci? S-a terminat. Dacă tu ai dat-o. Dacă tu ai dat 1 miliard de euro. Și domnul Tăriceanu e bine, mersi, al doilea om în stat. Deci, și mă întreb în perioada asta în care se discută despre codul penal și codul de procedură penală, câte tunuri s-or fi dat prin tot felul de hotărâri de guvern pe care nu le știm noi. Și infracțiuni care nu mai sunt în cod. Și infracțiuni care... Deci, ei asta au în atenție, să vadă ce legi mai dau în așa fel încât să se fure pe lângă lege. Și rămâne, v-am spus, rămân unele infracțiuni dar inaplicabile, în legi speciale, chiar dacă nu sunt în codul penal. Da. Și apoi apare discuția. Însă, discuția în popor. Problema este, așa cum am lansat noi aici, este că ar trebui să ia acel exemplu american de FBI cu corect, procurori, corect. Cu judiciar, cu celelalte... Vă spunem acum. Vă rog. Legat de problema codurilor penale, codul penal și codul de procedură penală, eu aș aduce în discuție și pentru noi și pentru telespectatori o altă situație. Poate ne spuneți dumneavoastră în ce stadiu se mai află legile securității naționale pe care PSD-ul a promis că le va scoate la lumină. De ce vă pun întrebarea asta publică? Da. Cu puțin timp în urmă, deci acum vreo 2 săptămâni, șeful contraspionajului din Australia a avut o ieșire publică și a făcut următoarea afirmație. Că pe plan mondial a crescut nivelul de alertă pe linie de spionaj mai mult decât în perioada războiului rece.
Deci e o chestie de luat în atenție, afirmația asta făcută publică. De ce v-am întrebat de legile Securității Naționale? Legat de codul penal și codul de procedură penală, am văzut că au fost nenumărate discuții publice pe toate televiziunile sau numai pe câteva, vis-a-vis de modul de acțiune al serviciilor. Rectul Serviciul Român de Informații, că el a căzut ciuca bătăilor acum, dar e vorba și de celelalte, nu numai Serviciul Român de Informații. S-a ajuns la situația aberantă și o zic aberantă cu toată răspunderea, ca la o manifestație publică, sute de, câte 200-300 de mii de oameni să strige în ghilimele jos SRI-ul, că se ascultă telefoane, să, milioane de telefoane ascultate, copiii nu mai vorbesc la telefon, dom'le, niște aberații, dom'le. Deci nu putem să ajungem chiar în felul ăsta. Deci puse în context cu afirmația șefului contraspionajului din Australia că spionajul a crescut și s-a accentuat pe plan mondial și faptul că noi ce vrem să facem în asemenea lucruri? Să ne distrugem serviciile de informații interne? Păi înseamnă că nu suntem sănătoși la cap. Noi suntem la granița Imperiului. Am început să le desfințăm. Păi da, am început. Desfințarea s-a produs într-un mod subtil. Și în serviciile de informații și în armată. S-au scos succesiv, au ieșit generații la pensie de 10 în 10 ani. S-a distrus memoria instituțională a instituțiilor. Păi cum să lucrezi cu oameni care în domeniul ăsta, știe domnul colonel la fel de bine ca și mine, se specializează în 10 ani, 15 ani. Dacă îi scoți la pensie de 10 în 10 ani, vin cei tineri și cei tineri ce nu mai vor să facă. Nu zic că nu sunt specializați. Dar trebuie să ai și experiența anterioară în domeniul ăsta. Dacă nu ai, nu faci nimic. La prima vedere am fi tentat să zicem, să gândim, dom'le, în fond România astăzi, ce mari secrete, la prima vedere, domnule, cine ar fi interesat să spioneze sau așa? Dar prin prisma faptului că România este membră NATO și UE, o să vă spun că România, așa cum se prezintă astăzi, reprezintă un risc pentru aceste două alianțe. Corect. Un factor de risc. Pentru că de asta avem legile... Iertați-mă, de asta avem legile separate pe informații clasificate NATO, UE, naționale. Sunt complet diferite. Separate. Complet separate, da? Cu terminale diferite și cu tot. Ori, vedeți, într-o țară în care premierul este consiliat în 2018 de străin. Da. Noi nu vorbim aici de consiliere pe probleme electorale. Nu, domnule profesor? Vorbim. Ori acești străini, indiferent în ce relație suntem în acest moment cu statul respectiv, ca să consilieze premierul, înseamnă că ăștia sunt direct pe cel mai înalt nivel de clasificare, de secretizare a documentelor. Că pe premierul, la mapa premierului, nu ajunge nimic mai jos de strict secret de importanță deosebită la naționale, de exemplu, da? Nimic. Că ăsta nu se, premierul se ocupă cu prostii. Ori, prin prisma asta, eu vă spun, este o afirmație pe care mi-o asum, ca și componentă în cele două alianțe, asta ca să fiu foarte răspianul pentru asta, pentru, mai știu cine mă întreabă mâine, ca și componentă în cele două alianțe, repet, România, pentru alianțele respective, reprezintă o zonă de risc. Luăm un pic de o scurtă pauză și continuăm. Din nou suntem împreună. Domnul colonel, ați început o discuție cu domnul senator Vărus. Nu mi-amintesc. Vis-a-vis de resursele naturale. Da. Vis-a-vis de ce s-a întâmplat cu resursele naturale. Domnule profesor, de 2000 de ani se fură în țara asta. Aia. Și eu n-aș fi vrut să mă refer la modul în care, vedeți, eu spuneam în pauză,
că blestemul nației astea este faptul că deținem, România deține aceste resurse. Dacă am fi fost în pusta maghiară, cum sunt prietenii noștri, nimeni nu ar fi avut nicio treabă cu noi. Ne-ar fi lăsat, zburdam și noi ca Orban, poate că apărea și la noi un Tsipras, un Orban, sau... dar vedeți că este atât de amalgamată această rețea, această plasă aruncată asupra teritoriului acestui anumit România cu resurse, încât toate domeniile sunt acoperite. Nu apare un lider politic în țara asta. Nu apare, arătați-mi unul care a fost, nu, să aducem înapoi. Există o explicație la macro. Noi, dacă nu încercăm întâi să avem o viziune cât mai reală la macro, să știți că rămânând doar așa mai jos, nu reușim să vedem întreaga junglă dacă nu ne ridicăm deasupra ei. Vă spuneam de planul ăsta, Truman. Păi din 47 scrie acolo clar, am rămas interzis, mi-a arătat un profesor. Uite, domne, că din 47 estima momentul 89, nu știu ce, ca țările care au rămas în influența Uniunii Sovietice, da? Să devină carburantul, să asigure carburantul capitalismului european vest și la terminalul. Deci, exact asta. Problema se este că în momentul de față România nu mai stăpânește niciun fel de resurse. Toate sunt concesionate. Vorbeam de OMV Petrom. A concesionat jumătate din resursele din România de petrol și gaze. La revedere! Prin legea asta de privatizare petrolului 555 pe 2004, era obligat statul, conform legii astea foarte proaste, să renegocieze redevența la gaze și la țiței după 2014. Mulți miniștri care au fost puși în guvernele noastre după 2014 au fost puși de OMV Petrom. Noi mai nominalizăm că i-am nominalizat în pauză. Prim-miniștri, la fel. Avem și asta și am avut și înainte. Oameni care au lucrat la Petrom, oameni care primesc bani de la Petrom și de asta primesc, de asta sunt plătiți. Dom'le, sunt trădători de țară. Deci despre asta e vorba. Conduc România de atâția ani. Deci noi spunem, vorbim de resurse naturale, dar ce să vorbim? Că Enelul, vedeți dumneavoastră, Enelul e al italienilor. No, iertați-mă, rămâneți puțin la Petrom. Da, da. Sugerați că este că nu întâmplător tot Austria face ce face cu lemnul din România? Păi a făcut ce a făcut și înainte. Ce a făcut și... Da. Stați puțin. Da, deci au luat toate resursele la lobby. Spune și dumneavoastră, aurul verde. De influență. Au luat aurul negru, au luat și aurul. Adică, asta vreau să spun. OMV Austria, lemnul Austria, apropo de influența Petromului exercitată în guvernul României. Exact, da, da. S-au împărțit. Deci toate resursele naturale sunt luate, deci nu mai avem nimic. Spuneam așa, tot ce înseamnă energie în România, că e vorba de Enel. Deci Enel, în spatele Enelului sunt acționarii italieni. Dacă se supără italienii pe noi, ne taie curentul, la revedere. Bun. Apa Nova, în spatele la compania asta Apa Nova sunt francezii. Se supără francezii, ne taie apa, s-a terminat cu noi. Distrigaz este compania francezilor, cei care distribuie gazele, la fel. Se supără pe noi, la fel. Deci a fost un act de trădare de țară faptul că s-a renunțat și la OMV Petrom în 2009, să vedem ce guvern era la timpul respectiv, la acțiunea de aur. Acțiunea de aur pe care o avea statul român în OMV Petrom, așa cum în Statele Unite ale Americii și celelalte state, statul este implicat în toate afacerile strategice, are acțiunea de aur. Și la OMV Petrom avea acțiunea de aur. Dacă OMV Petrom vrea să exporte toți țiței afară și toate gazele, ridica mâna. Deci reprezentantul Ministerului de Finanțe până acțiune. Nu sunt de acord și gata, să bloca. Păi dacă Băsescu și PDL-ul de atunci au criticat, o să-i cu Bocan și pe PSD, că în 2004 s-a semnat, a fost vânzarea, dar după 4 ani au renunțat la acest... Da, sigur. A fost absolut... Sigur, criminal. Da, și absolut. Aș mai aminti ceva la timpul respectiv. Vedeți dumneavoastră, ca să... Deci afacerea a fost, sigur că da, PSD-ului, afacerea asta oneroasă, cu
OMV Petrom. Spuneam și în pauză, am și dosarul aici, l-am mai adus, îl mai aduc de câte ori este nevoie, că eu am condus comisia senatorială privind privatizarea frauduloasă a Petromului și s-a ajuns la niște concluzii devastatoare. L-am chemat, l-am invitat la comisie și pe Daniel Morar, eram atunci cu doamna Stănoiu, eu conduceam comisia asta și am pus pe masă raportul și am spus să înceapă o anchetă, n-a vrut că era și el dirija politic la timpul respectiv, ne-a spus foarte clar. Să nu ai des fără nume, fără... Depășim momentul. Da. Deci, în urma acestui analize privind privatizarea frauduloasă a Petromului, care a durat vreo 2 ani de zile, m-am ocupat și sâmbătă și duminică în Parlamentul României cu specialiști, am analizat, cred că, un camion de documente, că asta a însemnat privatizarea Petromului, un camion de documente. În rezumat aveam vreo 17 bibliorafturi și specialiștii au ajuns la concluzia că valoarea Petromului era de 9 miliarde de euro, a fost evaluată de cine s-a ocupat de evaluare în zăcământ, era vorba de zăcământ, era vorba de active, era vorba de pământ, de stații, de tot ce însemna asta, deci, toate activele, da, mijloace de transport și numai, deci toate activele, 9 miliarde de euro, Credit Suisse Boston, care era și acționar la Petrom, el s-a ocupat de evaluarea Petromului și a ajuns la concluzia frauduloasă că valoarea Petromului e 2 miliarde de euro. OMV Petrom plătește 670 de milioane de dolari pe 31%, dar imediat cere și despăgubiri de mediu de vreo 300 și ceva de milioane. Deci în final ei au plătit în jur de 300 de milioane pe 31% din valoarea Petromului, au majorat capitalul imediat și-au luat 51%. În urma privatizării, prețul la gaze s-a triplat către populație, de la 179 la vreo 500 de euro 1000 de metri cubi. Prețul la benzină, la motorină s-a dublat. Asta a fost privatizarea în România. Iar gazele și țiței, atenție, le-au concesionat gratis. Trebuiau modificată redevența, că atâta plătesc. E o redevență. Dacă te duci la bursă acum, nu mai știu cât e, 50-60 de dolari barilul, nu mai știu exact cât e în momentul, dar cam așa cred. Dom'le, ei le iau din subsolul, cum să zic eu, teritoriului nostru, gratis. Gratis. Ei plătesc doar 2-3% redevență. Așa, și au făcut calcul. Un dolar și ceva. Ei nu plătesc nimic. Deci resursele naturale ale României sunt date gratis. Și ca să voteze la timpul respectiv, care ați vorbit dumneavoastră de PNL, PDL, ce era la timpul respectiv, un individ de la acest partid a primit gratis de la guvernul PSD-ului toate carierele de marmură prin două hotărâri de guvern în decembrie 2004. Și așa au votat, deci toată lumea a votat în afară... Fără să știe. Știau, dar e dictatură. Partidele sunt conduse dictatorial. Nu mai cine crede. Dar dacă vă eu spune... și că câțiva ne-am opus la timpul respectiv. Dacă vă spune că a crescut robolul la 3,14, ce ziceți? Păi, domn profesor, o să tot crească. O să tot crească. Distruge. Da, știți de ce? Fiindcă noi nu mai avem acoperire. Deci, banii de lei din România nu mai au acoperire nici în aur, nici în producție, nici în resurse, nimic. Înainte de 90, aveau acoperire. Asta este motivul pentru care nu se trece la moneda euro. Nu vor ai noștri să treacă la moneda euro. Fiindcă banul nu mai are... Atâta timp cât în Banca Națională, deci România este împrumutată cu vreo 100 și ceva de miliarde de euro, asta e datoria externă, atâta timp când nu mai producție, nu mai nimic, companiile străine îți dirigează și scot toate resursele naturale. Știți dumneavoastră că se exportă în România? Se exportă aproximativ 50 de miliarde, din care 20 de miliarde de euro înseamnă materie primă. Se importă cam de 60 de miliarde de euro. Despre asta e vorba. Roborul va mai crește. Pentru că există o legătură economică foarte clară între robor și rata inflației. Deci robor va mai crește până când va atinge rata inflației și probabil că o va depăși încă puțin. România deja, din informațiile mele, a ajuns la limita îndatorării la băncile din România. Deja s-a trecut
și au început să dea titlul de stat. Da, s-a vândut. E foarte bine pentru populație că... S-a dat un ordin de către Ministrul Finanțelor. E foarte bine că ajută și populația, că e o chestie foarte sigură. Nu știu de unde. Dar ajută și statul. Nu știu de unde ajută statul. Păi îl ajută, că nu mai are unde să împrumute. Dacă se împrumută pe piața externă, sunt dobânzile foarte mari. Și la populație, da. Dar vis-a-vis de ce am discutat acum și ce a spus domnul Marinescu, că eu înțeleg supărarea mare că a fost și s-a bătut în Parlament și n-a ieșit nimic până la urmă. A ieșit acum. Păi, a înaintat dosarul la... Fără finalitate. La parchet, dar parchetul n-a vrut. Păi eu ce spun? Finalitatea n-a fost... A spus că a spus clar, domnule, eu am stăpân. Deci era vorba de șeful, i-am și pronunțat. Deci n-a avut finalitate toată problema. Nu, n-a avut. A spus că președintele șeful politică. Eu aș reveni cu ce v-am întrebat mai devreme puțin. Legile Securității Naționale. Da, vă răspund. De ce vă întreb chestia asta? Am văzut toți câte contestări s-au făcut împotriva serviciilor sau a celor care aplică legile Securității Naționale. Păi hai să le dăm. Se lucrează la ele, cred că după în 2005, dacă nu mă înșel. S-au făcut zeci de forme. Marea majoritate a parlamentarilor, a oamenilor politici, și o spun, o știe, populația o știe deja, cred că a văzut la televizor intervențiile fiecăruia. În momentul când este vizat într-un fel sau altul de aceste legi, începe să le conteste. Dom'le, dar nimeni nu le votează. Deci nu s-a dorit schimbarea acestor legi din 2005 până acum. De-aia v-am întrebat, care e stadiul în momentul de față? Că PSD-ul și-a luat angajamentul. Există că... un text declar neconstituțional. Păi, a zis că și se reformulează toate... Și comisia a oprit toate motoarele. Păi de ce le-a oprit? E comisie formată, aprobată de... Dom'le, dar în momentul când se contestă în piața publică și un partid politic a făcut contestarea asta, e clar, o știm toți. Dom'le, când contești, ia-ți, dom'le, frâiele în mână și modifică legea, dom'le. Bine ar fi. De ce? Ca să știe și oamenii care lucrează în servicii ce lege să aplice. Adică să nu mai li se reproșeze, dom'le, că ai încălcat Constituția, că ai făcut protocoale. Eu v-am spus părerea mea despre protocoale, că e o poveste aruncată electoral. Nu are nicio legătură cu realitatea. E aprobată comisia. Și ce face? Iar un anumit partid a atacat-o la Curtea Constituțională. De ce? Da, un text. A fost declarat neconstituțional. Și atunci stau legile. Și în legislatura asta se va face ceva? A, sigur că da, dar după septembrie. Totul se va rezolva. Totul. Revin la ce v-am spus înainte și luptăm cu domnul Marinescu. Dacă adunăm 100 de parlamentari, da. Dacă adunăm 100 de parlamentari în studioul ăsta, că probabil că mai mulți nu în cap, și întrebăm, domnilor, dar nu vreți, că nu poți scaune în picioare, da. Că noi întrebăm pe dânsii, vreți ca SRI-ul să fie ca FBI în România? La prima strigare, toți 100 vor zice da. Când vom trece să le explicăm ce înseamnă, și anume ce știți și dumneavoastră și dumneavoastră, că procurorul împreună cu ofițerul judiciar și împreună cu ofițerul de informații fac corp comun și asta înseamnă FBI-ul. O să zică, nu, domnule, păi stai, domnule, nu vrem nici SRI-ul, nu-l vrem. Nu vrem nici... Nu vrem să desfințăm DNA-ul. Nu vrem să desfințăm DNA-ul. Să mai lăsăm câțiva judecători corupți, gen Dan Mustață la care... Nu, haide să nu... Condamnați. Domnul senator, știți care va fi... Niște judecători condamnați care cerau șpagă inculpați. Știți care va fi necazul? Domnul profesor știe mai bine. Când vor ieși la pensie, să vedem dacă o să fie în felul ăsta legea aprobată, când vor ieși la pensie o mare parte dintre procurorii de la parchetul general și judecători de la înalta curte sau de la curțile superioare, să vedem cu cine mai lucrează justiția, că va fi altă poveste. Vă spun un lucru care e destul de grav, după părerea mea. Unul din judecătorii, cei trei judecători care s-au pronunțat cu 2-1 în legătură cu Dragnea, lui, la casa lui s-au spart două geamuri dintre ei. Ăla spunea că din cauza unor racile cu vecinii. N-a zice treaba asta, dar trebuie să... Asta nu face decât să sublineze ceea ce spune. Au zis, domnul profesor, dar pe de altă parte sunt unii recunoscuți și la Înalta Curte de Casație și judecători și nu numai, și la Curtea de Apel și la TMB, care oamenii sunt puși pe căpătuială. Se aranjează, stabilesc cât costă, cât e șpaga să achite. Despre, sunt pistoale, ca să le spunem direct. Da. Sunt pistoale, multe. Într-un anumit limbaj. Exact, într-un anumit limbaj. Dar trebuie să avem și dovezi pentru treaba asta. Așa că păi noi vorbim... Tot.
tot îi mai agață, păi dacă nu mai ai SIPA, domnule, îi mai agață instanțele. Dar nu spunem nume, dar... Da, sunt cunoscuți. Unii sunt condamnați, alții îi prind foarte greu. Da. Fiindcă discutam cu oameni care sunt acolo, între ei, colegi cu ei, și spune, dumne, au, cum să zic eu, banii, firme în străinătate, în zonele de offshore, în zonele paradisuri fiscale. Deci mulți din judecătorii de la Înalta Curte de Casație și Justiție au, până intervenul soției sau soțului, firme în paradisuri fiscale și să duce și pagă acolo. N-avem problem. N-avem cum să ne... Acum să ne bazăm pe acum, așa ceva. Hai să ne uităm pe declarație de avere ale lor. În dinamica societății, da, să știți că acești procurori actuali, magistrați, în fie și ăștia sunt magistrați, acești magistrați, mâine vor intra în avocatură. Da, imediat. Asta, pentru mine, da, este un orizont de așteptare bun pentru societate. De ce? Pentru că ăștia care fac tot ce știm că fac, cum fac și așa mai departe, acum în numele statului, vor trece în partea cealaltă ca avocați. Nu o să mai fie atât de bogați, să știți. Nu, știți cât plătesc? Nu, stați un pic, știți cât plătesc unii avocații impozit? Miliarde, da, de lei. Impozit. Da. Nu cât le rămâne. Câștigurile sunt pe măsură. Da, au zis, domnul colonel, câștigurile sunt diferite. E de notorietate, domnul profesor știe, domnul Mitran știe, cred că și dumneavoastră. Domnule, oamenii care sunt acuzați de anumite lucruri, de anumite ilegalități și care au delapidat statul ăsta cu bani foarte grei, cum fac? Ei văd la cine este repartizat dosarul, cine îl judecă și zice, domnule, judecătorul Ionescu. Păi judecătorul Ionescu cu ce avocat lucrează? Cu avocatul Popescu. E, avocatul inculpatului caută pe avocatul Popescu și stabilește exact cât este șpaga, câte sute de mii de euro sau milioane ca să fie achitat. Deci e de notorietate chestia asta. Să știe. Și să întâlnesc la restaurant, să stabilește, să bate palma și asta. Deci când vorbim noi că se face dreptul, nu se face, domnule. Dacă nu mai, că acum devenim la ce spunea domnul colonel, dacă nu mai SIPA să-i urmărească, să stabilească care sunt vulnerabilitățile pentru fiecare judecător, procuror, să țină la distanță de grupurile astea infracționale, nu se întâmplă când să-i protejeze. Mână-mână. Când s-a desfințat SIPA? Când s-a desfințat SIPA? Trebuie să-i protejeze. Da. Când s-a desfințat SIPA? Păi 2016. Cred că s-a desfințat prin 2015. Dar de ce s-a desfințat? De unde știți? Păi acum dacă facem un sondaj de opinie în clasa politică, toți, marea majoritate din membrii clasei politice vor zice că nu trebuie să fie SIPA. Dacă facem un sondaj de opinie în rândul judecătorilor și procurorilor, acolo e jale, nici nu ne dă voie să intrăm cu sondajul. Da. Eu nu înțeleg de ce, pentru că organul respectiv îi proteja. Deci asta face de proteja. Păi de corupție, pentru că inspecția judiciară n-are capacitatea, și am mai spus-o la dumneavoastră în emisiune, da, n-are capacitatea informativă să-i protejeze, adică să-i tragă de mânecă înainte să bage mâna în buzunarul cuiva, a statului sau alt cuiva. Nu se poate, nu se face altfel. Intenția a fost, cum spuneți dumneavoastră, ca să-i protejeze, ăștia deveneau obiectul unui dosar de informații. Corect, da. Păi și care era problema? Numai pe care era, exact aia care a fost. Și anume, la dosar au avut acces alții care n-ar fi avut voie. Cum a fost faza când a intrat Bacovei cu consilierul ăla? Noi dacă pornim de la ideea relei credințe, nu mai facem nimic în România. Nu se poate. Eu nu pornesc de la... Sunteți de acord cu mine că fiecare ministru trebuie să fie verificat înainte să ajungă în funcția de ministru? Noi avem deja un caz încheiat. Eu nu pornesc de la nimic pentru nimic. S-a încheiat discuția subiectul ăsta. Intenția a fost foarte bine, da? O reluăm rapid, da? Ăștia așa i-au constituit, i-au nu știu, le-au dat drept, le-au dat tot legi, tot ce... Bine, dar numai în discuție le-a făcut arhivă să reînființeze SIPA. Da, ar fi normal. Nu, dar nu există intenția. Nu există, dar cineva trebuie să facă treaba. Nu se poate. În societatea, cel puțin asta noastră, există așa o reacție, mă refer la macro, sinusoidală în toate domeniile. Punctul maxim de vis-a-vis de informațiile clasificate în România a fost 2002.
apariția legii 182 pentru informațiile sigure. La acel moment s-au constituit ornisul, da, s-au cu toate organismele, a pornit treaba. Mi-aduc aminte că în Anglia, fiind, pentru că a fost unul dintre aia patru care au făcut-o așa, au copiat-o, de fapt, da? Legea asta, cu o chestie, cu o contribuție românească absolut distructivă, în sensul că angajamentul de confidențialitate se... Aia e contribuția părții române. Uh-huh. Se termină cu, domnule, în cazul în care îmi găsiți nu știu ce probleme, nu țin neapărat să știu de ce, cine mi le creează în familie sau știu. Trebuie să nu știu, domnule. Că dacă îmi dai un interzis de a ocupa o funcție, nu-i normal să și știu de unde mi se trage, că poate o colez de acum, mă orientez pe altceva. E, acolo când s-a terminat instructajul pentru acest 182, ăsta care condusese, care făcuse training-ul, două săptămâni, așa, un tip foarte simpatic, nu știu ce, finalul de training, vine numărul 2 în M5 și domnule, vreau să vă spun ceva, și vreau să mă fac foarte bine înțeles, mai ales de cei din România, a spus ăsta. Și îl cheamă la microfon pe ăsta care ținuse pe trainerul, de care două săptămâni, pentru că era chiar era foarte, foarte cool tip. Da. Și, băi, Steve, la microfon, poți să ne spui cum te cheamă, așa, așa, dar, bun, câți ani ai, cât rutare, unde lucrezi, și acolo, tom, dar de ce nu ne spui, Steve, că ai o problemă la dosar? Toată sala șocată, ăsta cu ochii săriți. Și omul și-a stat aminte că avea 16 ani și participase la o manifestație de-asta hipiotă și fiind în mijlocul mulțimii acolo, asta e povestea până la cap. Da. Fiind prins în mulțime, a vrut omul să facă pipi, n-a reușit să iasă din mulțimea aia, efectiv, și atunci a făcut pipi pe un gard. Un polițist călare l-a văzut, l-a luat de plete și l-a dus la secție. Imediat judecat, 30 de pan sau 30 de zile în fostul comunității. Omul a spus, dom'le, vă dați seama că dacă aș fi avut 30 de lire sterline în buzunar în momentul ăla, n-aș fi fost cu aia acolo, da? Motiv pentru care a făcut 30 de zile în folosul comunității. Și asta e problema? E, acest exemplu dat în ideea, dom'le, avem informații că în România, pe chestia asta, pe accesul la informații clasificate, da, sunt premizele de declanșare a unui vânător de vrăjitoare. De asta, adică cu discernământ să aplicați această lege, domnule. Da, domnule. Nu să faceți din ea un instrument de interdicție pentru ăla, numai puțin că eu nu v-am întrebat. Sau altul. Ce s-a întâmplat? În 2002, 2003, 2004, toată chestiunea asta a fost luată în serios în România. Legea are niște prevederi, repet, nu este minte românească acolo, dar extraordinare. Unu, începe întreaga răspundere, revine conducătorul unității. Lângă conducătorul ăsta care are o pagină separată de atribuții, apare managerul de securitate, care are și el vreo 3/4 de pagină, să zic. Foarte corect stabilită ierarhia, relaționarea dintre ăștia doi. Și mai spun doar o chestie importantă, ca să luăm că această verificare, acest clearance de security trebuie cerut înaintea numirii, ocupării funcției publice, nu după. În cauză. Pauză. Bună
bună seara din nou, stimați telespectatori. Trebuie să facem câteva precizări în vederea informării dumneavoastră. În primul rând că a venit o comisie pentru MCV astăzi aici. Și toată floarea cea vestită a justiției a fost chemată la Ministrul Justiției pentru cele 18 recomandări pe care trebuie să le pună la punct în conclavul respectiv acești oameni. Apoi, domnul colonel, eu vă spun o chestie care poate că e nouă și pentru dânsi și pentru noi și pentru toată lumea. 9 țări din Europa, vi le spun imediat care sunt, au hotărât să formeze o armată comună, separată de armata eventuală a NATO sau Uniunii Europene. Și anume Franța, Germania, Anglia, Belgia, Danemarca, Olanda, Estonia, Spania și Portugalia. Nu sunt membre ale Uniunii Europene, dar uite că e o armată așa. Ce ziceți de treaba asta? Ideea înființării unei forțe de reacție rapidă pentru ei? Pentru Uniunea Europeană. Nu pentru Uniunea Europeană. Mai puțin, există de mult. Dar nu pentru Uniunea Europeană. Dar aici s-au lovit de eforturile financiare care ar trebui făcute pentru... Și atunci parte din Uniunea Europeană, domnule, ajunge NATO. Aceștia țările pe care astea? Spuneți dumneavoastră, cei nouă, în care Germania e... Franța e prima. Germania nu este puternice. Franța, Germania, Anglia, Belgia. Belgia e puternică. Da. Belgia. E totuși. Domnul profesor, să ne gândim sunt, dacă față permiteți, de noi, da, sunt puternice. Dacă îmi permiteți, sunt primele de aici și sunt cele mai afectate țări din Europa vis-a-vis de terorism. Dacă vă uitați. Franța, da? Așa, și Belgia. Și Belgia, și Germania. Da? Și alte sunt așa pe lângă. Anglia la fel. Da? Pentru că cei afectați de terorism și Spania, de exemplu, domnule, hai dumne totuși să facem ceva, că până vin americanii, până nu știu ce, până cu tare... Americanii au plecat din Europa acum, ca baze, nu? Nu mai sunt la îndemâna Germaniei. S-au retras din... S-au retras, vin încoace, da, că nu este, mai vă să plătească, da, că plăteau prea mult în Germania. Da, și Anglia este... Și Anglia a treia. Anglia deja nu mai este în Comitetul European. Nu are nicio treabă. Deci să formeze o... Să prefigurează o forță. Păi, dar oricum s-a prelungit Brexit-ul cu un an. Și să... Putem să ne gândim la prima... La prima vedere... Că se doresc mai multe viteze în Europa. Eu la asta m-am dus cuvântul prima dată. Asta e zona militară, dar o poate fi și zona viitor. Economică, pentru că ne uităm, sunt state industrializate, puternic. Cum demarează, că acum s-a înființat, s-a semnat numai protocolul, nu s-a neapărat protocolul. Au zis, domn profesor, dar ar trebui să pune și problema în felul următor, că pătrunderea terorismului pe teritoriul Uniunii Europene e deja un pericol. Și țările astea, cum foarte bine a spus domnul colonel, asta este, cam ăsta vizează până la urmă, stoparea terorismului, care este o luptă de anduranță, o luptă grea și e complicat. Am înțeles că Europolul, ne spunea directorul la Europol, că sunt vreo 5.000 de teroriști pe teritoriul Uniunii Europene. Păi, au intrat cu migrație. Dar dacă se suprapune peste acțiunile astea de terorism și o sărăcire a populației, șomajul vedem că crește în toată Europa, șomajul la tineri e extraordinar de mare, 20%. La noi spune-i că 20% șomeri tineri în proporție de 20% din tineret, dar șomajul e mult mai mare la noi. Uitați, anul ăsta concret, acum în iunie au terminat școala în jur de 200.000 de tineri. Știți câte locuri de muncă sunt anunțate de la forțele de muncă? În jur de 30.000. Dar nu e subiectul. Nu, vă spun altceva. Deci în momentul în care există spaima asta a terorismului, în momentul în care șomajul crește tot timpul, cum să zic eu, societatea se împarte în două, în foarte puțini oameni extraordinar de bogați care drenează banul public, cum se întâmplă de 28 de ani cu oamenii politici care tot timpul duc în derizoriu toate legile anticorupție, le-au pus pe butuci,
și o mare masă de oameni care este foarte săracă. Anunțau astăzi că 900.000 de români sunt mult sub pragul sărăciei. Domnul trăiesc Marius, ca nezul mediu. Domnul Marius, și vreau nu, să trag o concluzie. Păi, dar n-are niciun rost că noi ne referim la Franța, la Germania. Da. Deci ce pericolul treabă, foarte mare e și ar trebui să ne punem o întrebare dacă nu s-ar putea ca într-o bună zi să ne așteptăm ca și în România să apară un partid naționalist stați extremist. Stați un pic că n-am ajuns acolo. Da. Mai am un anunț de făcut. După aceea începem chestiunea cu partidul extremist, pentru că e un mare pericol ăsta. Moțiunea începe să dezbată mâine. Ca urmare, le spun telespectatorilor ca să urmărească modalitatea în care se va desfășura și sigur că va... Și mâine să și votează. Mâine să și votează. După amiază, bănuiesc. Da. Domnul colonel, noi vorbeam, domnul colonel Mitran, noi vorbeam cândva sau poate mai înainte, hai să zicem mai înainte, de pericolul, și începuse să spuneți, de pericolul unor partide extremiste pe acest fundal a ciomajului exact. Sau altor nemulțumiri din partea populației. Ziceți, domnul colonel, ați fost... Există un asemenea pericol, nu putem să-l negăm. Da. A apărut deja? La noi în țară deocamdată n-au apărut. Sau sunt numai ușoare urme care ar dori să apară sau să prefigurează prin niște acțiuni care nu sunt bine personalizate. Și dau exemplu ce s-a dat pe mass media, atacul sediului PSD-ului de la satul mare sau nu știu de unde. Nu, din sectorul 2. Din sectorul 2. Da. Deci de sunt, deocamdată sunt acțiuni nepersonalizate și neasumate de nimeni. Da. Și de ce spun eu că încă suntem un pic departe de crearea unui partid naționalist? La noi crearea partidelor, și domnul Marinescu știe mai bine decât mine și am discutat chestia asta împreună, depinde de câțiva, de partidele care urmează să creeze, depinde câțiva factori foarte importanți. În primul rând, să li se dea pârtie de către puterea din interior, să li se dea o pârtie politică pe care să meargă, 1, 2, 3, 5%, 2, un sprijin din exterior, care e obligatoriu. Obligatoriu. Și capacitate media de a influența populația. Vreau să vă spun că, din analiza mea, pe pauperizarea care s-a produs în România din 90 până în prezent, șomaj, lipsă de informație, scăderea capacității Ministerului Învățământului de a propaga învățământul, importanta acțiune cu care, care trebuie să o propovăduiască, s-a ajuns și la o pregătire slabă a populației. Și vă spun într-un limbaj de ofițer de informație. Adică vrei să spui, vrei să faci o combinație, să aduni niște, să faci o chestie pe care o dai mediei, să o înghită populația și populația nu mai înțelege ce ai vrut să spui. Deci se poate întâmpla și chestia asta și asta o spun celor avizați care vor să facă așa ceva. Deci o dă populația și populația nu înțelege nimic. Nu înțelege nimic, rămâne cum a fost mai înainte. Noi vedem acum că pe plan european a început o recrudescență a partidelor de dreaptă și de extremă dreaptă. Exemplu, Italiei. Păi vă spune că în Italia, președintele Italiei a fost de acord să predea guvernul celor două forțe, una de dreapta și una de extremă dreaptă. Da. De ce? Pentru că urmau alegeri anticipate. Dacă s-ar fi făcut alegeri anticipate, Liga Nordului și 5 Stele câștigau cu 75% și era mult mai rău. Așa le-a permis să facă guvernul. Deci în Italia acum avem un guvern de dreapta și extrema dreaptă. I-a expus eroziune. Da. Asta este. La fel în Austria, la fel în Germania. Iar în Franța, la alegerile... În Austria a început mai de mult. În Franța, Marie Le Pen era gata să pună mâna pe Palatul Elisee. Știm bine minte alegerile de anul trecut. În turul 2. În turul 2. Oricum a rămas într-o poziție de vreo 34%, mi se pare, cu mulți primari în toată Franța și are un cuvânt de spus în viața politică franceză. Deci vedem o tendință a Europei de a se duce spre dreapta. Și în unele țări spre totalitarism. Adică, da, e departe să spunem chestia asta. Dar seamănă cu o perioadă a istoriei? Da. Seamănă într-un fel cu o perioadă a istoriei în care, da, atunci clar. Când a apărut partidul, când a apărut mișcarea legionară la noi în țară, era ceva de genul ăsta, pauperizarea era mult mai mare și a fost legionarismul a plecat, mișcarea legionară a plecat de la intelectuali.
A plecat de la o mișcare studențească. După aia a început să intre, să aibă bază de masă. Băiat de profesor universitar. Exact. Și el făcuse facultate. Da, se făcuse o, o mișcare, a începuse să acționeze la nivelul omului de rând prin niște metode foarte bine receptate de populație. Acum nu mai văd că se poate întâmpla așa ceva. Păi se duceau legionarii și îi făceau omului în curte, îi săpau grădina dacă era bătrân și nu putea l-a ajuta. Deci niște chestii de și voluntariat făcute până la limita maximă. Ideea naționalistă, acum, promovau ideea reîntregirii neamului. Deci, este exact ce s-a întâmplat și cu nazismul, dacă ne uităm foarte bine. Tot pe fundalul ăsta al crizei economice din 29 a venit Hitler, pe fundalul, știu eu, faptului că picase, că vorbim de nemți acum, picase Imperiul German la 1918 și Hitler promova tot timpul crearea de noi locuri de muncă, erau vreo 6 milioane de șomeri în Germania la timpul respectiv, promova ideea asta de reîntregire a Germaniei, restabilirea granițelor vechi. Deci, sigur, au dus-o de la fascism, au dus-o în nazism, că pe urmă au devenit, a devenit și antisemit, a devenit și anti, știu, comunism, a devenit și anti, ce să zic, bolșevism, și împotriva masonilor, și împotriva Occidentului. Deci a luat-o pe o linie extremistă totală Hitler. Și a promovat mândria asta a neamului, cu care a câștigat extraordinar, a ajuns în 33 la putere. Să nu uităm că în 34 a fost noaptea cuțitorilor lungi, să nu uităm că în 38 a fost noaptea de cristal, când a început să-i masacreze pe evrei, și a ajuns la putere pe ideile astea, fiindcă oamenii erau atât de sărași în Germania și debusolați și umiliți după primul război mondial, încât imediat au aderat la ideile lui Hitler. Să nu uităm că cât a stat în închisoare Hitler, a scris și cartea aceea de referință, Lupta mea, Mein Kampf, parcă așa se numește, a avut posibilitatea de a se exprima, ce spune domnul Mitran, și în media, și s-a coagulat foarte bine această extremă naționalistă. Să nu uităm că și în Italia, la fel, s-a promovat fascismul, a promovat Mussolini fiind și jurnalist, fiind învățător, fiind jurnalist, adică Hitler era un om de cultură, în sfârșit cochetase și el cu cultura, era pictor, fusese și în primul război mondial, dar aici Mussolini era un foarte bun strateg, el venea de media, jurnalist, învățător, a știut cum să acționeze, a știut cum să-i dirigeze pe italieni, tot către naționalismul ăsta, și Italia era într-o situație delicată, veneau după primul război mondial, au suferit mari pierderi, s-a micșorat și teritoriul. Dar vă întreb altceva. Ideea... Chiar credeți că acum sunt create condițiile? Încep să fie creat. Încep să fie. Este un stadiu incipient și să nu uităm că, spre exemplu, și în Spania la timpul respectiv, pe același fond de instabilitate a venit și Franco. Să nu uităm că în timpul războiului civil 1936-39, Franco, dictatorul, el era militar de profesie, ajutat și de Mussolini și de Hitler, și a ajuns la putere. Și e foarte interesant, după ce ajunge, știm ce s-a întâmplat, ce masacru a făcut, a fost la timpul respectiv în războiul civil, fiindcă comuniștii de România s-au adăugat, au trecut de partea republicanilor, pe de altă parte legionarii, că vorbim de legionari, au trecut de partea lui Franco, naționaliștilor, și Franco a fost un dictator deștept, fiindcă el nu a intrat în al doilea război mondial, deși era forțat și de Hitler și de Mussolini, că cu ajutorul lor ajunsese și pusese mâna pe putere. De fapt, era un fel de, hai să zic, războiul dintre preliminar din
dintre Axă și Stalin. Că rușii i-au susținut pe republicani la timpul respectiv. Din România s-a dus Ana Paucăr, Tismăneanu, au fost o grămadă la timpul respectiv. Tata lui Roman. Tata lui Roman a fost... Walter Roman, da, deci comuniștii au mâncat bătaie la timpul respectiv. Dar Franco a fost băiat deștept, a văzut și a venit în întâmpinarea maselor după ce au făcut masacrul ăla în războiul civil și după imediat a crescut nivelul de trai, nu a intrat în al doilea război mondial și nivelul de trai a crescut tot timpul și el a murit ca și dictator în 1975. 75, da. 73. A sfârșit. Da. Și l-a adus la putere pe a adus monarhia. Juan Carlos. Juan a revenit. Carlo, da. A revenit monarhia. Că era da. Și înainte. Da, a revenit, sigur. Da. Și la tema dumneavoastră care a spus-o în discuție, eu aș reveni cu ceea ce am discutat înainte și a spune că în asemenea momente în care vedem pe plan mondial că se modifică sensibil sferele de influență, am observat vizita lui Trump și reconcilierea istorică cu Coreea de Nord. Mai vedem și altele, mai vedem diferendele care sunt vizibile deja între Statele Unite și Europa, în întregul ei, Comitatea Europeană. În momentele astea, eu n-aș mai vrea, și o spun pentru noi și pentru telespectatori, să mai aud o voce de om politic din România care spune că n-are nevoie de servicii de informații. Asta e cea mai mare greșeală. Păi cine posibil. Păi da, de că s-a ajuns în piață, de s-a strigat că nu trebuie să mai existe. Lăsați-i, ăla nu-i statul român. Păi nu-i statul român, dar s-a ajuns. Păi ați auzit declarații politice că nu mai... la nivelul guvernului nu mai se primesc informațiile de la serviciul român de informații. Eu parcă așa mi-aduc aminte că s-a zis că nu mai au nevoie de nicio recomandare, de niciun recomandare pentru a ocupa o funcție un anumit personaj. Păi asta e o chestie gravă, domnule. Și mai este și ceva. Ne va amenda, NATO, în primul rând, că facem parte, avem parteneri strategici și nu-i de joacă cu chestiile astea. Și Comitatea Europeană. Stai să vedeți ce vine de acolo. Păi da, pentru că domnul România devine locul în care NATO poate fi spionat foarte ușor. În care UE poate fi spionat foarte ușor, dar tu uite, frate, dacă vreți să vă spun și eu un lucru. Eu cred că în vremurile astea, cel mai important element care poate favoriza apariția unui partid naționalist sau ultranaționalist este elementul, este migrantul. În rest, cu pauperizarea, cu astea, au fost vremuri, au fost etape în societatea, toate societății. Uitați-vă că acum, în Suedia, în Germania, astea două locuri le știu că am fost acolo, așa, legea o fac migranții. Atitudinea, ce, povestea pe care ați avut-o vreau acum cu băiatul ăla, înaintea emisiunii, trece o în Germania, trece o femeie cu fustă mai scurtă și migranții taie fusta și îi pun vărul ăla pe cap și nu știe asta, dacă nu scoate repede cineva în primii 10 metri, nu știe unde ajunge. Violul și așa mai departe, locuri întregi de campare a acestor migranți. Cartiere de la Paris. Da, mă refer și la corturi, la chestii improvizate, exact cum sunt țigarii, așa sunt în parcul central și toate astea. Da? Și asta vă spun de la omologii mei din Germania și Suedia. Nu mai știu, sunt încorsetați cu drepturile universale ale omului, cu toate astea, nu mai știu să rezolve, să gestioneze povestea. Asta este în zilele noastre cel mai favorizant element pentru apariția naționalismului și... Deci asta spuneți dumneavoastră că asta poate cred să fie eu. Scânteia care duce la ora. Asta cred eu, pentru că dumneavoastră ați dat un exemplu adinauri, 900 de mii față de 17-19 milioane. 900 de mii care mor de foame. Da, deci n-au niciun fel de venit. Despre asta e vorba. Trăiesc ca nevul mediu. Dar despre asta e vorba. Nu săraci. Săraci în momentul de față, ne spune Academia Română, sunt peste 90% din populație. Știți ce înseamnă om sărac? Cum definește Academia Română? Cei care au mai puțin pe cap de locuitor decât coșul mediu pe economie. Coșul mediu e salariul mediu net. Bun, salariul mediu net pe economie, care cât e? Vreo 30.000. Bun, da. 3.000 de lei. Sunt 128 acum.
4.128. Deci, nu asta susțineți că principala cauză pentru... Una din ele, nu am spus principal. Okay. Una din ele. Atunci, atunci îngăduiți-mi să vin și eu cu altă. Da, sigur. Dacă doar una dintre ele, da? Una dintre ele. Că sunt mai multe. Logic. Sigur. De asta, dacă... Sigur, vă rog. Mai pune și altă. Rămân un pic pe asta. Asta este cheia momentului. Vă aduc aminte că sunt peste 11 milioane deja în Europa. Mai așteaptă în în Turcia așteaptă în taberele, da? Că ăsta, băiatul ăsta Erdogan, cu asta duce, face ce vrea cu Uniunea Europeană. 2 milioane stă acolo. Care 4-5? 4-5. Și ăsta își antajează. Le dau drumul. 2 milioane dau drumul la ăștia. Păi stai bă, că îți dăm 5 miliarde, ești nebun. Îți dăm 5 miliarde, ține da? Acolo. În fiecare an, da? Ține-i. Da, dar îi mai fac scăpați. Dom'le, îi țin. Astăzi, că în fond, în ultimile luni, la ăsta e jocul. Domnul Cucule, spuneți 11 milioane au intrat. În ce perioadă? Vă spuneți. Până la ora actuală. De când? În ultimii 4-5 ani. 11 de la primăvara arabă. Au intrat, da, de la primăvara arabă. Migranți, da. De la primăvara arabă. Sunt în Europa, da. Norocul nostru, știți, la baza căre Dumnezeu face cui? Că nu ne bagă seama. Că nu vor să rămână aici. Da. Am avut și noi că fug, au fugit. Aici. Ăsta este marele noroc. Credeți? Ăsta e marele noroc. Fug. La Galați erau vreo 30 și urmați 5 sau 3. Păi da, v-a spus la Ardud, acolo au vrut să plaseze vreo 60 sau 70 de emigranți într-o biserică, în fine, un popă din Franța, nu știu ce, o chestie asta. Au ieșit ăștia cu topoarele români. Nu aici, nu știu. Adică reacția este asta care este. Susțin din nou că motivul intenție cel puțin de a se realiza acea armată are cauză principală terorism. În asta primele, cel puțin primele țări din listă sunt afectate, da? De așa ceva. Total. Total. Pentru că acest terorism, îmi explica omologul din Germania, nu se rezumă, domnilor, numai la că au intrat peste aia redacție și au intrat ea sau au pus o grenadă la... Acest terorism se manifestă în plan social. Luăm așa un exemplu. Un oraș mic de lângă Bremen, nu știu ce... Mai avem 2 minute. Atâta. Ăia au acolo vreo 26.000 de emigranți. În acei 26.000 s-au strecurat 5 dește de la Al-Qaeda. Ăștia de serviciile secrete disperați să-i identifice pe ăștia, pentru că ăia 5 fac ce vor cu 20.000 de oameni. Fac prozelitism. Ei sunt, faceți treaba asta mâine. Ocupați piața. Mai știu ce faceți. Nesupunere civică. Au zis, dar haideți să coborâm la ce se întâmplă în stradă la noi. Nu mai coborâm, că nu vedeți, sunt mii de oameni care ies în stradă, fiindcă asistăm la disoluția justiției, la disoluția și neîncredere totală în Parlament, în Guvern, și asta e o vulnerabilitate extraordinar de mare. Și să pot aduna toate lucrurile la un moment dat. Ce am semănat. Exact. Nu i-a pus nimeni să exagereze SRI-ul, protocolul, domnul justiția. Colonel, vă mulțumesc pentru participare. Eu domnul Colonel, la fel. Eu vă spune ce v-am spus noi emisiunea trecută. Am fost prea dur. Da. Urmăriți-ne, estimați telespectatori, fiindcă nici nu știți cât de mult ne dorim să ne prindeți. Și ne ce pierdeți. Domnul senator, vă mulțumesc. Treziți-vă români. Asta vă mulțumesc. Treziți-vă români. Vă mulțumesc. O seară bună și noastră și telespectatorilor.